protest spontan al angajaților la societatea de transport pentru a sensibiliza Consiliul Local vis-a-vis de acordarea licențelor pentru traseu. Mai corect, pentru contractul de delegare a serviciilor de transport. Este pe ordinea de zi a unei ședințe de îndată. Așa am înțeles și noi, dar a mai fost și joi, încă o ședință ordinară, nu extraordinară, unde nu s-a aprobat în întregime. Pentru că nu a fost zborul. Cu ce vă ajută pe dumneavoastră sau care ar fi impedimentele dacă nu s-ar aproba? Ce s-ar întâmpla dacă nu s-ar aproba? Noi la momentul ăsta avem contractul expirat. Da? Noi licențe de traseu nu mai putem circula. În municipiul Craiova nu se mai poate fără acest contract circula. Asta e pericolul cel mai grav. Toate autobuzele, deci nu se poate circula fără licență de traseu, neavând contract de delegare a serviciului de transport. Când a expirat acest contract? A expirat, acum nu mai putem circula mai mult de o săptămână, două. Mai aveți o săptămână, două de circulat. Acesta este și grava noastră și cel mai mult grija noastră. Să nu se oprească... Este vorba numai de autobuze sau și de tramvai? Tot serviciul de transport, vorbim de societatea de transport. Și tramvaiul este tot o componentă a societății. Deci să înțelegem că dacă nu se aprobă, nu vom mai avea mijloace de transport? Nu vom mai putea circula în viitor apropiat. Nu se mai poate circula fără licență de traseu. Există pericolul opririi, ridicării plăcuțelor și mai multe. Acest lucru afectează inclusiv angajații? Da, normal. Suntem 720 de angajați, plus familiile, dar și dumneavoastră seama. Sunt la 2000 de persoane care vor fi afectate în municipiul Craiova. Și trebuie să înțeleagă și odată Consiliul Local, societatea de transport e o componentă vitală a municipiului Craiova. Noi nu avem, uitați mijloace de transport, vreți să accesăm fonduri europene. Și noi suntem supărați, să știți, să angajați, că circulăm cu acele mașinile ăștia, în ce hal sunt, cum sunt. Ori vrem să accesăm fonduri europene, este un criteriu primordial la acordarea banilor europeni să ai un contract de... Da. Mai spuneți-mi o dată numele dumneavoastră și... Iordache Florea, mă numesc președintele sindicatului majoritar din RAPTE, din societatea de transport. Mulțumim frumos! Și eu vă mulțumesc, Româna!